150.000 de carduri de sănătate ar fi trebuit să ajungă în primă fază în județul Neamț pentru a fi distribuite asiguraților din sistemul de sănătate. Distribuția urmează să se facă în patru etape. În prima tranșă urmând să fie împărțite aproximativ 40.000 de documente de către poștaș. Multe dintre carduri au fost tipărite încă de acum 2 ani, ceea ce înseamnă că în unele cazuri s-a schimbat statutul persoanei sau că există beneficiari decedați. În sistemul public al asigurărilor de sănătate în județul Neamț sunt aproximativ 400.000 de, de asigurați, din care aproape 100.000 sunt minori care nu vor primi carduri decât la împlinirea vârstei de 18 ani. Astăzi ar fi trebuit să mergem împreună cu reprezentanții poștei române la București să ridicăm cardurile pentru neamți, mai exact prima tranșă, pentru a începe distribuirea lor. Am fost anunțați joi dimineață de către reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să nu mai mergem în capitală, urmând să fim anunțați cu cel puțin două zile înainte care va fi data când va trebui să ne prezentăm pentru ridicarea lor. Cardul va fi distribuit doar persoanelor asigurate și va fi activat la prima vizită la medicul de familie sau la spital. Acești furnizori trebuie să-și cumpere pe banii lor cititoarele de carduri, prețul acestora fiind cuprins între 5 și 80 de euro. Conform contractului încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Poșta Română, timp de 4 ani aceste carduri vor fi tipărite și distribuite, asta în funcție de statutul de asigurat al românului.